Despre problemele apărute în procesul implementării legislației cu privire la drepturile copilului la nivel național s-a discutat în cadrul întrunirii experților în domeniu de raioanele de nord a țării. Fundația Terdezomolozan Elveția, în parteneriat cu Consiliul Național și Cancelarea de Stat a Republicii Moldova, au desfășurat întruniri cu tematica protecția dreptului copilului. Aceștia au vorbit și despre pașii care trebuie întreprinși atunci când copilul se confruntă cu problema sistemului de justiție. Consolidarea competențelor specialiștilor ce ține în protecția copilor în contact cu sistemul de justiție. Și când vorbesc în contact cu sistemul de justiție, mă refer la primul contact cu poliția. Ceea ce ar fi bine să facă și autoritatea tutelară locală, ce trebuie să facă medicina, poliția, școala și asistentul social respectiv. Și care sunt responsabilitățile fiecărui specialist și ce ar fi bine să cunoască pentru a oferi o protecție eficientă. Pentru prima dată, reprezentanții inspectoratelor de poliție din cele 5 raioane de nord, ai Direcției Asistență Socială, ai Procuraturii, ai instituțiilor medico-sanitare și vicepreședinți de raioane s-au întrunit pentru a discuta despre implementarea legii care a fost adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba despre legea cu privire la protecția copilului aflat în dificultate, de asemenea au fost puse în discuție soluțiile și eventualele acțiuni necesare de a fi întreprinse în cazurile copiilor aflați în conflict cu legea. Cazuri de încălcare drepturilor copilului sunt frecvente și în oraș, și în raionul Drochia, și ca întregime pe Republică. Deci asta este datorat situației actuale, social-economice, care este în Republica Moldova, cât și altor factori care au influențat direct asupra acelui fapt că copilul să devină, deci să afle în dificultate sau să devină victima unei infracțiuni. În cadrul Ministerului deja de un an există serviciu gratuit care se preocupă de problemele copiilor aflați în dificultate. Este vorba de serviciul gratuit, telefonul copilului, unde oricare copil poate să sune, să anunțe o problemă cu care se întâmpină, poate să primească o asistență din partea unui psiholog care îl ascultă la celălalt capăt al telefonului, iar dacă anunță un caz prin care este încălcat vreun drept al său, acest caz va fi referit specialiștilor în domeniu. Telefonul copilului este 116 111, fără prefix. 116 111. În cadrul ședinței s-a discutat despre rolul fiecărui serviciu în parte, despre evaluări inițiale și complexe a copilului aflat în dificultate, dar și despre aprobarea unui plan complex de implementare a deciziilor aprobate de către Consiliul Național. În raionul Drochia, de asemenea, există o comisie pentru evaluare și asigurarea drepturilor copiilor aflați în dificultate, în cadrul cărora se examinează cazurile de încălcare a drepturilor fundamentale a copiilor.